Eu trebuie să mă feresc de maică sa. Da, că a văzut picioarele alea în abdomen și... O să dă flotări, no, hai. Bună ziua, astăzi facem al doilea episod din Dacă nu eram fermier. Și astăzi o să fiu antrenor de kickbox pentru o oră jumate, nu? Da, cam așa. Am avut șansa, mi-a oferit-o pe sensei Osman Claudiu. Vă las adresa ca la celălalt video aici, dacă vreți să veniți să faceți un pic de mișcare. Și să vedem cum decurge toată treaba. Ai încredere în mine? Da. Ai emoții? Băi, n-am de ce să am emoții, că ai făcut și tu arte marțiale, nu contează, karate, kickbox, așa, de foarte multe vreme. Trebuie să-mi zic cont doar încălzire, puțin tehnici, sparring, relaxare sau anduranță la sfârșit, ceva depinde de tine. Și în rest trebuie să dai drumul la bătaie și trebuie să-mi vină oamenii și a doua zi. Am înțeles. Adică asta a doua zi te referi și să nu-i omori din prima, exact. Dar nici să fie plictisitor. Da, exact. Trebuie să fie între. În momentul în care dețin sala ta, tu trăiești din ceea ce faci. Dacă omul vine, s-a accidentat și nu mai vine, deja o dai pe faliment. Da. Da. Adică e ca la fel ca la tine la fermă. Am venit la tine, mi-am cumpărat roșii, nu mi-au plăcut, data viitoare nu mai vin, știi? La fel și aici. Tot timpul și trebuie să mă adaptez. Unul e mare, are mușchi, e campion, trebuie să-l antrenez. Celălalt e micuț, e la început, trebuie să-l antrenez și pe el, știi? Tocmai pentru că suntem o sală micuță, nu ne permitem să avem antrenamente în fiecare zi, să facem grupă, performanță, începători și lucruri de genul ăsta. Da. De-aia. Plus că tot timpul începătorul o să avanseze când este pus în mijlocul experimentațiilor sau celor care la campionate. Are unde să vadă. Atâta timp cât eu am 10 începători și tot știu, direct. Directă. Dar ce fac mă nene cu directa asta? Dar când a văzut directa că i-a dat-o și Marocu a venit așa, da? Aia a fost, da? Așa sună un pic complicat, că trebuie să fii între, știi? Da. Trebuie să-mi asum, să am grijă să nu se lovească cineva. Se lovește copilul, sânge, pac, îl oprești, îl pansezi, hai că n-ai putut, ești ok, ești forță. Ca să mai vină și data viitoare. Da, să vedem cum ne descurcăm. Da, lucru cu oameni de obicei e dificil, dar... Și mai ales cu copiii. Și cu copiii, da. Da, plus că ai părinți care se uită, stai că cu al meu ai făcut mai așa, stai că cu ăla așa, stai că ăla l-a lovit mai tare, știi? Da. Să vedem, sper să mă descurc. Trebuie să-mi dai notă la sfârșit. Da. Bun, îi dăm drumul la antrenament. Dacă nu eram fermier, dacă eram nu eram fermier. Și acum eram antrenor, da, exact. O să-ți dau, treci acolo după o încălzire. Ok. Deci, îl ajutăm astăzi, el o să conducă antrenamentul. I-am zis să mare ce are de făcut cum decur la noi și oricum a simțit pe pielea lui. Și astăzi îl ascultați pe el, da? Toată lumea. Dacă nu duceți, n-o să fac. Începem, hai. Încălzirea acum o faceți voi sau? E ora ta, oamenii trebuie să plece de la antrenament. Liniște! Oamenii trebuie să plece de la antrenament satisfăcuți, între ghilimele, da? Trebuie să ții cont că ei sunt mari, adulți, bătrâni, între ghilimele, unii, da? Ei, campioni. Aia nu se mai pune. Acolo avem și copilași micuți care trebuie să le capteze atenția, să facă antrenamentul. Oricum o să ducă o oră, da? Dar măcar 20-30 de minute să facă și ei și să nu-i deranjăm pe ei. Da? Hai. O să dăm drum. A plecat în capul față-spate. A început antrenamentul. Hai. Avem... hai. Vrea și el să fie antrenor. Hai. Acolo. Stânga-dreapta. Da? David, acolo, da? Pe stânga. Vrei să oprezi muzica? Dacă ai putea, dacă îmi dă... Sau? Da. Îți dă copyright. Spre dreapta. Și vorbești cam încet. Mai. Păi da, mă, și cum se aude în el, dacă țip? Da, boss, dar uite cât e moțoc de mare. Da, n-aude. Acolo sus nu se aude. Fă așa din astea. Cred că mai are unul la fund. Rotim brațele înainte. Hai că faci și tati, Anastasia, ia uite. Ia uite, Anastasia. Și înapoi. Extensii de brațe. În interior. Hai că de la 3 ani încep și cu antrenamentele, cum am început. Exterior. Interior. Ne aplecăm în față și sus. Stânga dreapta. Rotim bazinul spre stânga.
Nu, strânge. Spre dreapta. Larg. Vrei și la jos? Mai târziu puțin frumușicu. Fandar cu piciorul stâng înainte. S-ar putea să-i fie cald. Vino cu, hai că te ajută. Sus mâinile. Băgăm mâna stângă pe interior. Hai, sus doamne. În față. A, pe, dar nu, dintr-o bucată. Trebuia să vină pandare direct aici. Balansă piciorul drept. Care face MMA. Cât mai sus? Ai învățat și tu un procedeu ceva? Parcă ai mai crescut în înălțime și puțin ai slăbit. Și cu stângul? Păi ăsta o să-l luăm și o să-l punem în... Mergem la țară. Punem acum niște combinații. Ceva mai diferit decât lucrează Claudiu cu ei. Dar normal, dar mă întorc, mă, duminică. Bine, nu știu cum o să mă întorc, că știi că după 3 zile în Vaslui, dacă lucrez cu el, mă ușor. Mă întorc și cu tine, da? Dacă ei doi sunt chiar și la început. Vin cu directă de stânga. Hop, am barat, am dat, am ieșit, am intrat la locul mider. Atenție un pic la mine, toată lumea! Ia, uite aici, el o să dea directă de stânga, eu am dat-o jos cu mâna asta, încă o dată. Hop, i-am dat, am ieșit, am intrat cu middle. Barați middle, nu-l luați în plin, încă o dată. Deci un examen l-a ratat, o să luăm în decembrie. Hai, hai, pe perechi. Suntem în iulie. Facem în felul următor. Care lucrează primul? În octombrie, noiembrie, decembrie. Dacă 10-1, 10-1, ca să nu vă încurcați. De 10 ori 1, de 10 ori 1. Dacă se simt toate cele trei campionate și el câștigă locul din latul fiecare. Ha? Poate merge la 4, la câte ori se ieși de când încep campionate. Hai, 1! Da, are 3 campionate câștigate. Trebuie să ieși. E bun. E barat, dă-i direct în sânga. E, tu trebuie să-i obarezi în momentul ăla. El când a dat, tu trebuie să dai peste mână ca să, da, să nu vină lovitura în tine. Da, hop. Ascultăm, da? Ei, bai, dai directă. Hai. A ieșit. Ieși ca să nu poată să atingă el cu nicio lovitură. Ieși în spate aici, ca el să nu poată să atingă. Și când a intrat, e intrat direct cu middle. Încă o dată, hai. Bun, dar mai repede. Și tu încearcă să barezi că știi unde-ți vine lovitura, ca să nu te doare. Eu n-am făcut. Faceți unul odată de 10 ori și unul de 10 ori, nu schimbați, că vă încurcați. Hai, să văd încă. Trebuie să mai iau un pistol, boss. Adică. Trebuie să o barezi așa, bravo. Intri cu dreapta, te dai înapoi și intri cu middle. Bun, bravo. Știe, bravo. Arată-ne și lucrurile. Că n-am fost atent. Ataci tu primul? Tu îi dai cu stânga, îi dai directă, dai directă, în mănuși sus aici, da? Așa. El când vine cu directa de stânga, tu cu mănușa asta trebuie să-i dai peste ea. Încă o dată, dă-i cu încetinitor, hai. Dă-i directă și tu acum cu asta îi dai peste ea. Bun, îi dai directă cu dreapta, așa. Te dai un pas în spate și când intri iar la el, trebuie să-i dai cu piciorul aici, da? Da. Bravo, hai, încă o dată, bravo, hai că puteți. Hai. Deci dai directă cu stânga. Nu, 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 de 10 ori tu ataci primul, de 10 ori el după aia. Deci dai încă o dată acum, directă, sus. Bun, îi dai dreapta acum. Îi dai directă de dreapta. Nu, da, lovește-l, tu ține garda sus. Niciodată nu lași garda jos, lovește-l așa, bun. Te dai înapoi un micuț pas. Și acum când intri, îi dai cu piciorul aici. Bun, bravo, haideți că v-ați prins. Așa, barează. Hop, îi dai cu dreapta, imediat. Bum, și acum piciorul. Bravo. Da, dar să nu uiți să ieși. După ce ai dat, aia încearcă să ieși și când intri, intri cu middle. Eu. Ca el în caz de vrea să te lovească după aia, să nu mai ai pe unde să mai lovească și tu să intri după aia. Ar fi bine de 10 ori 1, de 10 ori 1, ca să nu vă încurcați, că așa... Și-o las pe doamnă să vină. Ați făcut 10 cu 10, schimbăm. Stai să le iau pe domnul Moțoc. Gata, următoarea combinație. Îl știu eu, auzi? Atacă primul de 10 ori, da? Și după aia schimbați. Atacă, stânga, dreapta, middle kick, el îmi răspunde cu croșiu de dreapta. Și hai, și low kick. A, da. Low kick, da. Dacă ai plecat cu dreapta, care zi nu știu. Exact, bun, încă o dată.
Stânga, dreapta, primul care atacă, middle kick și el răspunde croșeu. Oh. Vă închideți repede că el vine imediat cu croșeu. Bun. Ha, ține garda, ține garda, Alex. Chiar dacă el greșește, ții garda. Eu obișnuiesc să ții garda non-stop. Dacă te mai găsesc cu mâinile pe jos, o să iau bătut și te lovesc cu el. Lucrați la mine, lucrați. Low kick, nu middle. Low aici sau aici, dar aici să nu dai nou, ai grijă. Încă o dată. Bun. După ce a atacat el de 10 ori prima oară, atacă el. Bun. Pentru softul ăla trebuie să dai mai bine. Dar mai repede, ai legat după ce a dat el de... Gen așa, ăla e mai de cara. Hop, după ce a dat el, am legat și am plecat imediat. Ca asta e ideea, explozia, răspuns imediat. Da? Dată. El se oprește că... Oh, și-a terminat imediat! Posibilitatea să trec cu el, dați-mi. Mai repede! Reacția. Las. Și tu vrei să-l tai pe om. Da? Piciorul să... Deci nu faci așa, bau, da? Aia e de karate. Bun. Așa. Ținta este aici. Faptul că nu-l nimerezi, middle. Se întâmplă, da? Tu îi dai middle la aia. Nu-i mai dai low. Nu-i dai middle, da? El îți dă low, în schimb. Da, de aici. Se cadă low. Da? Bun. Tu de ce schimbi croșeul de sus jos? Ca să-l pedepsești. L-ai dat jos acum, dă-i la cap. L-ai zăpăcit, săracu. Bun. David, ține garda, nu mai lăsa garda jos. Vreau aici băieții ăștia care știu. Gata, s-a obosit? Sau v-ați trecut ideea? Cum vine? Următoarea combinație, fiți atenți! 1, 2, 3. Atacă 1 de 10 ori, stânga, dreapta, croșeu, sus, high kick. Foarte bine. Și răspunde, hop. 7, 8. Încă o dată. 9. Atacă, stânga, dreapta, croșeu, 10. High kick. Hai. Și răspunde, directă, croșeu, high kick. Dați drumul. Așa vezi, dacă te prind că te lași de kickbox, te spargă. Vine acasă după tine și ți-au și piscina, și piscina, și cățelul. Da. Și pe Spider-Man. Haide că o aștept. Hai. Da, ce a fost aia? Alo, păi ce suntem aici? Unde suntem pe... În fundul curții, gata. E răspuns cu directă, croșeu, high kick. Și gata, 2. Nu, n-ai cum să ai cu același picior. Exact ce am mai devreme. N-are nimic, dai drumul. 4. 5. 6. Nu te mai uita la tati la mine. 7, hai. 8. Deci, da, deci tu când îi răspunzi, îi răspunzi 10. Directă, croșeu. Ai, și aici ți-ai făcut un pic pasul încât întorci și lăi. Dacă ți-e greu, fă altfel. De iată tu combinația. Cotul lângă paste 4. Dreapta, croșeu. Hop. Vezi când barezi, că tu știi unde-ți vine lovitura, ca să nu mai ieși eu cu un cap. Și după aia poți să-i vin dacă ți-e greu să dai cu stângul high kick. Îi vii cu dreapta, îi vii cu stânga și automat ai plecat cu dreptul. La high. Bun. Ai înțeles? Hai. Hai. Vom face. Dreapta, directă de dreapta, croșeu de stânga și high kick. Bun. Bun. 2. Bravo, 3. Mai bine. Da? Hai. Bun. Hai să te vedem și pe tine. Tu ești mai rapid. Hai. Ține garda. Ține garda. La high kick-uri, că știți că care dă high kick și cum dă. Dă-ți combinație. 2. Hai. Hop, hop. Când îmi dă high kick-ul, am întors, m-am belebrat aici, ca să nu mai au șoc în cap. Bravo. Simplu. Hai. Hai. Și tu la fel, când îți vine cu high kick-ul, întorci brațele în lovitură, ca să nu mai ai șoc. Și revin garda. Hai, răzbeți. 6. Te-am și lovit. 7. Hai. Bun. 8. Hai. 9. Ultima, 10. Bravo. Trece acum. Hai, rupă. Viteză. Da. Deci tu atași primul, da? Hai, bun. Îi răspunzi imediat după. A terminat, hai, cu un secundă, doi intrat. Dacă nu s-a chise treaba lui. Tot aici, am două, ți le țin sub, da? Bun. Bun, aia, exact. 3. 4. Hai, 5, ține gata. 6. Cu stângul sau cu dreptul, hai, kick-ul? Hai, 4. 3. Păi bagă-i directă dreapta, croșeu stânga și hai. 3, hai. Ideea e că vreau să-i răspunzi imediat, și a terminat combinația, tu închide-te imediat, bă, și te terminat combinația, că el o să vină pe tine. 7. 8. 9, hai. Bun. Ultima, 10. Bun, stop, haide. Piciorul drept, hai, kick direct în cap, da? Sunt brațele, lăsăm puțin brațele acum. Așa, și hai. Mai repede, reacția, stau un pic mai repede, mai rapidă. Mai din pe bucă, bam, hai. Ce? Bun, hai! Uite, dai pe palma mea ca să nu... Ca să nu mai ieși ocult în bățul de treabă. Când îți vine cu high kick, că știi unde-ți vine. Dă-ți combinația. 2. Vezi, eu nu mai ușocu, că împingi mâinile. 3.
împingem. Că la un moment dat acum e ușor, dar tot ei de seara doare cap. Hai. Foarte bine. Acum trebuie să asculte pe mine. 5 cu tibia. Ești cu mâinile lateral la Nica că se învață. 7, așa, hai. 8, hai. Bun, așa. Bun, 9, hai. 10, hai. Ăla a fost, bravo. Hai, să nu merge mai bine. Atenție un pic la mine următoarea. 5. Croșeu dreapta, croșeu stânga, low kick, el răspunde imediat. Oh, exact aceeași chestie răspunde și el. Croșeu dreapta, croșeu stânga, low kick, răspunde. Oh, oh. Bun, dați-i drumul. Ideea aici e să răspundeți după ce ați încasat, ați luat combinația, răspundeți în secunda 2. Bravo, stânga. Hai, n-ai două picioare? 8, 9, ultima, 10. Bravo, ai văzut, am mers bombo. Hai. Narec, așa le învăț. Facem o cură de brațe acum, da? Super, da. Da, aici. Da, da. Bam! Direct, așa. 6. Și am plecat aici, nu v-am găsit. Mă uitam după voi, unde s-au dus. 8. Așa. Gardă. Gardă mai... No, hai. Ultima. 10. Bun, foarte bine. Trece acolo. Hai. Da. Păi mă bucur că nu lucrez eu cu băiatul înalt, în stângă. Da? Asta e, simt un păcat. Gardă. Și, bun. Foarte bine. A fost bine, dar... Bun. Hai. 1. 2. 3. Închide-te mai repede, că dă drum. Ai văzut imediat să răspunde. 5. 6. Știi care e problema la tine? Devii greu din lovitură. Uite-te la mine, fii atent. Și a revenit în secunda 2. Sunt pregătit să încasez, înțelegi? Imediat. Nu mai rămâne acolo. Hai, domnule. Trage piciorul mai repede. După locul ăla, tragi piciorul un pic mai repede. Gardă, sus brațele și 1. Bun. 2. Asta am dat-o, da. Tu ai fost. Mâna dreaptă, directă, mâna dreaptă, croșeu. Și directă. Dreaptă, dreaptă. Păi stai, el atacă primul? Răspunde mai repede. Răspunde mai repede. Când croșeu, hai. Chit că te doare sau ceva, pune-te înapoi pe picioare și dă-i drum și atacă repede. 3. Directă și croșeu. Și răspunzi, bun. Hai. Mai repede. 7, hai. Dă-mi un pic mai ușor locul acolo. 8. Ca să poată să răspundă și el, să lucreze și el să răspundă mai repede. Vezi că îți dă mai ușor, răspuns mai repede acum. Că nu mai e motiv. Ultima, 10. Așa, tata, hai. Bravo, mâna stângă, mâna stângă, 1. Atenție la mine, lucrăm 3 reprize la câte un minut. Doar picioare. Trebuie să blochezi. 3. Garda, cine o ține? Bam, mamă, 4, direct knockout. Garda, 5. Într-una, un minut, într-una loviți. Ba 1, ba 1. Dacă puteți să legați două, legați două. Așa, exact. Dați-i drumul. Au zis că puteți să legați două, a dat două. 10, stai. Da, stați așa, că nu văd ceasul. Nu știu, de aici. Mamă, ce chiar sunt. Dă-i. Da, dar ideea e că eu... Într-una. Ideea e că eu vreau să mă antrenez și să lovesc. Îi răspunzi. În momentul în care stânga mea o dau aici, uite unde se duce, da? Și uite unde se duce. 30 de secunde, haide, într-una. Dați-i drumul, hai. Foarte bine, hai domnule. Hai, dă-i drumul, că ai un minut, atât ai, dă-i drumul. Da, doar picioare, hai. Îi răspunzi. Care-i genunchi eu? Ia arată-mi. Mai ușor picioarele. Doar îi le pui. Bravo, 2. Bravo, 3. La numărătoare. Stai acolo. 4. Hai. Mai ușor, doar îi le punctezi. Stai în fața mea. 5. Îi punctezi. Ho. 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 I-am punctat atâta. Tu în schimb te aperi și îi răspunzi instant în secunda 2. Hai. 9. 10. Foarte bine. Hai, nu mai așteptați. Ți-a dat 3. 3 puncte ți-a luat. Continui. Te duci înapoi. Bravo, 4. 5. Și coatele aici apără cu astea. Nu mai lăsa mâinile jos, că poate să te păcălească, vezi că el e experimentat. Și îți pleacă aici la low, tu crezi că îți dă low kick și îți dă sus. No. Rămâi cu mâinile pe cap, te protejezi la el, dă-i low, middle și high, pe aceeași parte. Ho, no, pe rând, una, low, hop, am blocat, middle, ho, și high kick. Înțelegi, rămân cu mâinile mereu sus. Bine, 3. Să nu o faci pe aia jos și pe aia sus. Garda, bang, bang, 4, hai. Bun, 5. N-are mic, așa te obișnuiești cu timpul. 6, haide. 7. Hai, 10 secunde, dați drumul. 8, haide. 9. 10. Stângu. Stop! Aici lucrezi. Hai. Da, nu te duci acolo. Te învârți. Ține partea din spate, adică cei de aici, de pe partea asta, ține sacul cu două mâini.
Bang. Și dați, ce de pe partea asta la numărătoarea mea, 10 bucăți. Aia. Stângă, dreaptă și middle kick de stânga. În forță toate. Da, la început. Hai, în fața sacului. Hai. Da, da. Brațele. Nu, 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 ambele croșee. Ambele croșee, da. Da, pentru el la început. Are 4 ani. Păi poți și fără switch, că dacă ai vrei. Poți să pui mâna așa. Poți face switch-ul dacă ai în forță. Dar toate în forță, toate 10. Hai, sunteți gata? 1. Mai tare. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Acum invers, cei de pe partea aia lovesc, cei de pe partea asta țin. Ba stânga tare, dar nu vii aici. Ba stânga tare, dreapta. Și hai. Hai, sunteți gata? Start toate. 1. Nu e gata, mai 2. Măcar o repriză de spate. 3. 4. Mai tare brațele, mai tare brațele, că poți. 5. Așa. Tu o să le faci pe următoare, pe alea 5 pe care nu ai făcut. 6. 7. Da, două reprize, mă. 8. 9. Și Luca, uite, 10. Matei, nu, nu, stai acolo. Uite, vezi, asta-i țința. Ține-i sacul, încă 4. Da. Și auzi. Mai tare brațe. Auzi. Bun. Mai tare brațe. Încă una. Da? Și nu lasă acolo. După hai, schimbați ceilalți. Mai tare. 10 secunde tare, haide! Hai, Raleș, mai tare, Raleș. Haide, haide, haide. 5 secunde! Haide! Haide, haide, haide! Schimbă! Hai, țineți! Stai, stai! Abia vă pun acolo. Dați-i drumul, hai! 30 secunde, tare, tare! În continuu, în continuu, stânga, dreapta, stânga. 10 secunde, tare, tare, tare! Stop! 2 minute pauză, vă echipați de sparinguri. Dați-i drumul, ca tema aveți, trebuie să-i răspundeți. Când primiți lovitură, trebuie să răspundeți, nu rămâneți datori niciodată. Dați-i drumul! Uite-l aici. Și ai rămas dator. Și tu ai rămas dator. Îi dai acum, imediat. Bun, așa. David, dă-i mai tare, că rămâi dator. Nu mai rămâne dator la el. Vezi că a punctat, câștigă. Da, David se dea mai tare lui Ianis. Intri iar. Bun. Fără să te lași tu. Ianis, dă-i nou, Danis, David, dă-i knockout. Hai, rupă-l, hai că avem. Ce aveți, Dan? Haide, 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 de ce stați? Hai, dă-i și cu piciorul ăla, că pe partea stângă lui e mai repede. Hai, hai. Da. Nu mai întoarce capul, că nu tot are. Rămâi cu fața la el, că te surprinde. Eli, ține mâine pe cap. Și răspunzi, aia e ideea, nu mai rămâne dator. Și răspunzi, poc! Orice, direct, orice. Stop! Schimbați între voi, repede, 10 secunde. Asta e toată chestia, dacă el mi-a dat-o, dă-mi-o în față. Ho, imediat l-am plezit și eu. Înțelegi? Nu-l las. Mă garda pe cap. Hai, de drum. Ianis. Hai, hai. Mai scoate proteza. Lucrează continuare, du-te la el și bate-l. Nu mai da genunchi. Du-te continuare și lucrează, am zis. Hai, ia. De ce las garda jos? Pierzi acum. Dacă îți întorci privirea, el în momentul ăla vede și să gândești unde să te lovească. Rămâi tot timpul cu fața la el ca să vezi de unde vine lovitura. E foarte important. Hai, dați-i drumul! Haide, 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 că mai un pic! Doar direct la frunte, Ianis, și ușoare, da? Da, pune, pune-i multe. Hai. Cum făceam eu cu tine, tâc, 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 da?
Așa, aia, aia, bun, bun, aia, aia. Ține stânga grămadă, Petru. Aia, Alex. Cam singurii care au înțeles stânga că grămadă, trebuie să lucreze. Stânga grămadă pe el, mereu, mereu, mereu. Nu mai niciunul dator. Ianise, am zis. Ai de ce să te sperii, da? Ce, nu te-ai mai lovit la nasă, că ți-a curs sânge? Haideți, dați drumul, ultima! Haide, haide, haide! De lasă. Dacă ai rămas fără nu mai rămâne dator tu, că tu ești mai... Tu știi? Știi ce ai de făcut? Ușor că e și răspunde, vezi, ai rămas dator. Aia ce să zic. Ultima lovitură e a ta. Bun. Iar ai rămas dator. Te penalizez. Haide mă, că te știu pe tine. Iar ai rămas dator. Degeaba la taci acum. Uite, vezi acum, ai, ai, ia mă că poate. Haide, 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 că e ultima. Mai au timp de mobilitate? Da, da, fac și mobilitate de final. Că n-am făcut niciodată la final. 10 secunde! Stop! Pauză, un minut! Mănuști, biere, jos! Și cât de cât înapă. De ce spui mănușa? Păi am zis să ne dezechipăm. Eu acum te-aș fi pus la flotăr dacă mă întreb pe mine, da? Haide! Sunteți atenți! În picioare! Puneți piciorul pe el. Bine, el e mic de înălțime. Ia vino pe motor, că ești înalt. Lasă un pic jos. Pune piciorul pe umărul lui. El ridică, ne ținem de mâna asta și el se ridică din ce în ce mai tare. Noi rămânem aici. Piciorul stâng întins. Și rămânem aici. Te ridici la maxim. Și rămâneți aici, da? El din ce în ce mai mult o să se ridice. Piciorul stâng întotdeauna întins. Jos. Când îi dați drumul, nu-i dați drumul să pice piciorul. Încet. Haideți! Cu dreptul și după aia cu stângul, după aia celălalt. Vă zic eu când să schimbați piciorul sau parte, sau să facă celălalt. Cu care vreți dreptul, stângul, să faceți combele. Ăsta întins. Ce-am vorbit eu? Păi... Și ești cu cealaltă mână, dar statul rămâi strong și te poți duce un pic cu el, ca să fii mai fix, ăsta întins întotdeauna. Și tu te mai ridici din când în când. Nu la uțăchiței, nu nimica. Nu e bine. Păi și eu se dă se duce un pic pe spate. Se duce un pic pe spate, da. Și în momentul ăla se întinde. Vezi? Tu rămâi aici, acolo s-a întins. Rămâi, te trebuie să rămâi fix, n-ai voie. Așa. Tu la fel te mai lași un pic pe spate, te mai ridici când simți că s-au învățat. Da. Te mai ridici dacă vezi că el poate că poate. Te ridici. Exact. N-ai cum să cazi jos. N-ai cum să, că te pleci pe față. Dar știi că trebuie să iei de normal mâna asta și de asta trebuie să te ții tu. Da, a fost în pandemie. Ien. N-are nică. Bun. Pe vârful pusit. Ăsta e întins, bravo. Întins ăsta, da? 2-3 săptămâni. Mai sus? E, na. Forțează un pic, a data viitoare să poți mai mult. Hai, dați drumul ușor cu stângul acum, dai dați drumul ușor la partener. Hai, cu stângul. Da, te duci, se dă examen ala alea. Vezi că ăsta nu e întins. Păi te penalizezi. Vezi că pe tine te păcălești. Nu, ați schimbat partenerii. De ce ați schimbat partenerii? Totul trebuie să faci la cu stângul. Cu dreptul atunci, da. Faci cu ambele, după aia schimbați. Deasupra. Dă-i dreapta pe sus. Da. Am știut ceva? Dar nu-l poți întinde acum unde l-ai? Așa, măcar dacă ai putea să-l întinzi aici unde l-ai. Și pe ăsta, dacă ai putea. Parfum și rămâi aici. Tu când îl vezi că s-a liniștit, op, un pic așa, știi? Arăt să-și dea seama. Să-l ții aici și nu știu să iau. E, cu timpul... Eu.
Mai merge. Moare. Da, deja pe vârful am maxim. Te duci, tu duci pe spate atunci. Te duci după spate ca să-l obligi pe el. Fii atent, dă-i drum. Pasă jos. Pune-l la mine. Și fii atent, eu dacă nu mai am unde să mă mai ridic, pot să-l aduc pe el. Nu pleci. Te rămâi acolo cu piciorul. Mi-l aduc pe el aici. Stai acolo cu piciorul ăla. Ia mâna de pe sac. Și uite, mi-l aduc la pe el aici la mine și îi pun presiune pe picior, vezi? Las, deci când nu ești destul de înalt, așa îi faci. Hai! De ce ați dat drumul? Ia, că tu ești cel mai înalt, ia să văd dacă mai poți. Piciorul ăsta drept. Dar fii atent, ca să nu vă accidentați la spate. Piciorul ăsta viitoare. Ridică-te un pic mai sus, că nu vezi că nici se strâmbă. Ridic piciorul ăla. Atunci te dai pe spate, te duci încet pe spate, tu îmi rămâi cu piciorul acolo. Încerc să te ridici cu acolo. Opa, opa! Hai, mă las? Mă las-te, până-l vezi că se strâmbă, gata, aici rămâi. Hai. Când îl vezi că nu se mai strâmbă, te mai duci un pic. Dacă îmi tragi piciorul ăsta de aici, nu vreau să tine. Hai. Și acolo, dă-mi dai... Bravo, așa rămâi. Te mai duci un pic dacă nu mai poți. Îndreapt. Bun, hai. Îndreapt. Și gata. Hai, 10 secunde mai stați așa la maxim. Și încă o dată. Mai lasă-te un pic, că mai are 5 secunde. Mai dă-te un pic pe spate. Alex, e bine? E bine, ce să... Gata. Gata, dați drumul la picior, încet. O să vii data viitoare, coleg cu ei. Coleg cu ei, da, dar să nu mai vin antrenor. Nu mai vini, lasă-ne. El s-a uitat, tot antrenat s-a uitat la mine, băiatul ăsta. Așa mă, Edi. Dar nu știu ce, că am vorbit super frumos. Cine? Nu, o să vină ca și coleg. Că eu nu mai vin dacă el mai... O să dă flotă, no, hai. O să vină. O să vină ca și coleg. Ca până acum, da? Cum este o experiență de antrenor să țină un antrenament cu mai mulți. Și data viitoare, dacă vrei, poți să mergi și tu la el la fermă să încerci să vezi cum e să fii o zi fermier. Da. Oricare dintre voi, să vedeți. Mai ales că e vacanță. Vă aștept la muncă. A dat în cap, a dat în cap, filmează, filmează. Că e mare și poate să mă ajute. Ăsta a fost antrenamentul pentru... Ăsta a fost antrenamentul, ăsta a fost episodul de azi. Acum ce așteptați cu toții, trebuie să-mi dai o notă. Sincer. Dar stai, cum e nota la voi acum? De la 1 la 10. A, nu e cu de-aia? Bine, foarte bine. Nu, de la 1 la 10. Cel puțin așa s-a dat în primul episod, când am fost apicultor. Da. Da. Dar trebuie sincer că asta e toată ideea la proiectul ăsta. Să fii sincer cu tine? Da, da. Nu, vorbesc serios. Nu, glumesc acum. Da, ce să mai... Și eu, Caterin, că na, secția 12, știi? Alo, ce facem? Ideea în felul următor. Ora de curs ok, adică ai îndeplinit toate principiile de care aveam nevoie, încălzire, tehnici, sparring, da? Oamenii au plecat transpirați și, și ăsta e un indiciu, a plecat transpirat, e ok, a lucrat, știi? Da. Singurul lucru pe care va trebui să insiști dacă vrei să faci această meserie, trebuie să te impui foarte mult, da? Și în primul rând prin voce. Pentru că tu ai condus astăzi o clasă în care au fost doar băieți, nu contează că ăla mic a avut 4 ani, și cel mai mare avea 40, da? Și ăla mic are testosteron în el și ăla de 40 are testosteron. Da. Tu îi vei controla pe ei doar impunându-te vocal. Ok, apoi ei ușor și în ring. Wow, e dat în loc, că a înțeles că tu ești jupânul și apoi nu o să mai... Da? Dar trebuie să-i controlezi vocal. În momentul în care îi controlezi vocal, decurge bine. Plus că un artificiu care l-am învățat eu de-a cursul timpului, dacă le dau, hai, astăzi lucrăm stânga, dreapta, dați-i drumul, nu știu, și mă uit acolo la ceas 3 minute, oamenii vor ăla de acolo de unde e roșu, că e mai ascuns, se ascunde și ce ai fost? Ai fost la Mega, ai fost la cumpărături, ai fost la film, nu știu ce, încep să o dea la vrăjeală. În momentul în care le zici, băi, am numărat, azi lovit, că lovește unul, că lovesc amândoi, asta e altceva, dar iar și ai o măsură de control. Pa! Pa! Cu cât controlezi mai mult ora, cu atât ei o să facă antrenament mult mai bun. Știi? Da, normal. Sparingul e la liber, de-aia atunci îi dau 3 minute sau cât vrei tu. Poți să-i dai 5 minute astăzi. Da? Cum fac aia la BJJ. 5 minute de sparing, tura. Da? Tot timpul control, tonul mai ridicat, pentru că știu toți că n-au venit aici. Și dacă am zis, hai Alex, că nu știu ce, că am țipat la tine și că am ceva cu tine cu personal. Nu, am vrut să te stimulez să continui antrenamentele, da? Să... Tu făceai 10 abdomene când ai venit la mine la sală, să-ți faci 100, da? Da. Dar ai făcut-o mai pentru că tot timpul am tras de tine. Tot timpul ți-am zis 1, 2 și tu a trebuit să faci 3 și tot așa. Că dacă ziceam, Alex, fă 20 de repetări și mă uitam aici, știi? Tu făceai 1, 2 și aia. Da. Da? Adică am văzut, ai văzut antrenamentul trecut ăla micu, am zis hai 10 flotări sau genoflexuri. 1, 2. Băi, l-am zis, nu termina să răși, el termina să, știi? Adică, da, tot nu trebuie să, da.
Ton, să le numeri, de exemplu, e simplu, știi, și controlezi foarte mult. Și o notă, ce să notă, să-ți... Mamă, note. Pă sincer? Pă sincer. Pă bune, dacă mă supăr. Bă, îți dau 8. Mai 8. Mult nu, că trebuie să te impui mai tare. Am înțeles. Și că oarecum, și nu mă scuz, sunt... eu știu ce spui. Nu mă scuz, dar nu e sala mea, nu... Nu contează, sunt ai mei, le-am zis că tu conduci ora, nu aveau de ce să se supere, da? Da. În momentul în care te impui, și o să facă. Nu te impui, a, păi ăla a fost ușor, știi? Da, am văzut, și... am observat un pic. Trebuie să-i ții sub control, că altfel nu. Da. Da, e bine, 8, nu da, am văzut ceva, dar m-am supărat. Eu nu vin la deci m-aș descurca, mai am un pic de... mai. Da, în restul sunt artificii care pot să le înveți cu în timp. Adică, știi, pot să-ți dau și eu sugestii. Băi, acolo aia, știi? Băi, acolo aia, știi? Băi, nu toți vin pentru să meargă la sparinguri sau să meargă în campionate. De exemplu, Traian vine ca să facă pentru el, că arată bine, că da. Nu mai trage la fiare când se duce, nu mai face bandă, alergare, să facă cardio, face aici cardio face, de iese da. Pe nas. Știi? Plus că s-a și durificat între timp, că înainte îi dădeai un low kick, au, acum vede că e și altceva, adică nu face doar genul și mamă ce mușchi am. Stai că mușchi aia trebuie să fie și funcțional, da. Nu doar să fie umflat, atâta te atingi. Am văzut, mi-am lucrat cu moțul, că am văzut că au lucrat mai... Așa, și e ok, adică na, se învață. E, și asta până la urmă e tot o meserie și știi că da. Meseria brățară de aur se învață. Da, da, uite, da? La pe cultură am luat 9, 10, 9 pe prima, 10, 10. Da, da, te-au înțepat 12 albine acolo. Uelău, da. Aici nu te-a înțepat nimic. Nu m-a înțepat nimic, da. Te înțepam, da, te-a zis. Asta a fost episodul, eu cu sensei Claudiu. Continuăm pregătirea pentru gala caritabilă. O să mai vedeți cu timpul. Am văzut că nu prea vă plac episoadele astea, mă așteptam că voi vreți să mă vedeți pe mine cum muncesc. Nu vreți să vedeți pe mine pe aici cum spar creierii. Noi continuăm treaba, antrenamentele. Sigur, eu trebuie să mă feresc de Mike-sa. Da, că a văzut picioarele alea în abdomen și... și că o să vadă și pe ăsta. E ok. Mulțumesc mult pentru șansă. Okay. Și nu uitați, până data viitoare, susțineți producătorii locali. Pa!